DGFM este și pe Facebook. Ca să știi. Ok, bună dimineața din nou celor care sunt pe frecvență de curând. Îi salutăm, Oana. Bună dimineața, Ionela, bună dimineața, Marcel. Bună dimineața, Marian, bună dimineața, Florian. Spune toate numele pentru că a avut o reclamație că nu, nu, ea nu zicea. Dar zicea, cred că a prins ziua aia. Exact ziua aia în care n-ai zis zicea, și zicea, dar n-ați auzit-o, n-ați auzit-o voi. Dragilor, avem invitați în studioul nostru. Că așa ne place din când în când să mai vorbim și noi cu lumea. Nu ne izolăm precum Coreea de Nord. Suntem deschiși. Ce-ți veni, domnule? Da? Și alături de noi este colegul nostru Bogdan Ivănescu, cunoscut ca Dr. Meat, prezentatorul emisiunii Digipedia de la Digi24. Bună dimineața, domnul Bună doctor! Dimineața. Bună dimineața! Inedit proiectul, probabil că printre puținele de pe piață, dacă nu singurul. E cel mai longeviv, cel puțin, de 12 ani, promovează știința pe pâine. Îl urmăresc seara înainte, când nimeresc seara înainte să adorm. Vinerea. Da, mă mai uit la Digipedia și ce prind în zona asta de documentare. E o zonă care nu te irită, nu te enervează, precum e cea politică. Și educativă, în primul rând. Foarte educativă. Avem niște mituri de demontat. Așa. Și, la Dr. Meat. La Dr. Meat. Sunt o grămadă. Băi, într-o țară în care toți suntem doctori, cu Dr. Google, și avem ipohondrii suprapuse. Și superstiții grămadă. Da. Avem și multe întrebări pe zona asta. Am să te rog, Oana, să începem. E primul lucru care mi-a venit în minte când ieri vorbeam cu Georgiana, producătoarea noastră, despre miturile pe care vrem să le demontăm cu tine, Bogdan. De când eram mică, mama mea îmi spunea să nu beau după altcineva, să nu beau din același pahar. Eu și sora mea aveam cănițe identice și mie mi-a pus o ață la tortiță să știu să nu beau după sora mea. Nici și după sora ta? Nici după sora mea. Exact. Acum fie vorba între noi, așa? Dacă ne uităm la variola maimuței, că e la modă. Nu era la modă când erai tu mică. Așa. Dar să știi că nu e un mit. Chiar aș putea spune că o felicit pe mama ta pentru decizia asta și eu încurajez și la fiul la Patrick. Am încurajat să existe prosop separat, pentru că de la adult un herpes poate să plece foarte ușor la un copil de pe cănița mamei, okay, pe buza copilului. Mamă, deci efectiv mi-ai reconfigurat toată arhitectura mea. Ți se părea o exagerare? Sau? Din copilărie până în prezent, da. Ai auzit, mamă, bravo, mamă! Eu aveam faza asta... tot așa la masă cu rudele și zic vreau și eu să gust și îmi dădea lingurița rudă din familie, na, da. Și eu nu voiam. Și a ce mă, ți-e scârbă de mine? Da, e un reflex foarte sănătos. Okay. Singurul loc în care văd că chestiunea asta se perpetuează, dar se pare că e lingurițe de argint, deci ionii de argint o rezolvă. Exact. Și dai copilului un pic de vin, acum n-o să-l doboare. Mai sunt lucruri, mai pupi sticla de pe icoane. Nu știu dacă s-a făcut vreun studiu legat de cum se răspundesc molimele pe această cale. Într-o Digipedia, iau o icoană și pun-o la microscop. Și nu, dar luăm o cultură cu un bețișor, luăm o cultură și facem o cultură bacteriană și vedem ce iese, ce chestii exotice. De la, pe acolo. Dar ce crește pe colivă, ce... Mamă. Da, interesant. Foarte interesant. Mulțumesc pentru asta. Da. Acum, știi, nu descurajez gestul, dar, mă rog, mai mult să fie simbolic. Te închini, mimezi actul pupatului. Da. Bun, e bine de știut pentru cei care se duc la biserică și țin la sănătatea lor... Pentru că România nu e neapărat cea mai curată țară. Activitatea mea e și pe celule STEM, astea de recoltez la naștere, și partenerul meu de afară negociase prețul cu mine pe tot pachetul și îmi zice trebuie să renegociem că la hepatite noi cheltuim prea mult cu voi. Și zic, adică, zice, păi uite, noi trebuie să testăm să antigen și PCR și toate astea pe hepatită B dublu față de noi în Scandinavia. Și ai zic, făcut adică, ochii mari. Da, și zic, păi, voi mi-ați declarat, noi am zis 3,5% cât avem noi, dar la voi e 7% prezența anticorpilor. Deci, Okay. Da.
Bun, am lămurit-o pe asta. Mama mea zice mulțumesc, domnule doctor. Deci ne ascultă. Doamna. Hai să mai demontăm un mit, mitul geamului deschis, că te trage curentul. Eu mă încadrez în categoria celor care, de fiecare dată când e un geam deschis la mașină, roagă persoana care poate să-l închidă, să-l închidă. Pentru că mă doare gâtul, pe undeva pe la ceafă, pe aici mi se pune. Discuta cu ce spunea, probabil că tu în copilărie ai crescut într-un mediu din ăsta cât se poate de steril și au încercat să te menajeze ai tăi și de-aia ești sensibil, că dacă creșteai cu geamurile deschise, nu mai aveai probleme. Cum e cu asta? Aici, în Balcani, în Serbia și zona asta slavă, chiar are un nume propriu, nu mi-l aduc aminte acum, dar fenomenul ăsta are un nume propriu și el are o oarecare bază științifică, în sensul în care ești transpirat, adică ar fi bine să existe o circumstanță, ești transpirat, ești încălzit, ai vasodilatația periferică la maxim, vine un curent de aer rece, îți face vasoconstricție care duce la contractură. Deci ar putea să fie, dar nu răcești că te trage curentul, dar poți să ai niște crampe că te trage curentul. Da, cam crampe mă refer. Da, asta este, ar ține apă. Să nu uităm că răcitul ăsta este foarte strâns legat de existența unui agent patogen. Nu ai cum să răcești din neant. Deci faptul că e nevoie de virus să vină, exact, microbul. Virus sau bacterie. Okay. Îi legi copilului, îi ermetizezi gura cu fularul și îl lași așa un fel de ninja când iese afară, mai rău face chestiunea asta pentru că acumulează aburi, vapori, se încălzește acolo. Dacă stă mult cu fularul pe gură, poate să facă o populație bacteriană, să construiască acolo ceva foarte neplăcut pentru el. Ești de partea scandinavilor care își cresc copiii, îi pun în cărucioare și îi lasă la minus 10 grade Celsius să doarmă? Bine, dar se știe că îi mai întorc și pe partea cealaltă, este inversul grătarului. Dar da, sunt de acord cu chestiunea asta, pentru că, repet, atâta vreme cât nu ai agentul patogen, n-ai de ce să te temi. Ok. La fel și cu aerul condiționat, că aici am un alt mit. Că aerul condiționat pornit poate provoca răceală pentru unele persoane. Aerul condiționat pornit și mai ales în instituțiile mari, dacă nu este filtrele, nu sunt bine curățate, poate să ducă la niște îmbolnăviri absolut serioase. Există legionela. Legionela? Este chiar așa se cheamă, de la legionari. Okay. Ea a fost descoperită... rudă cu salmonela? Legionela? E ca și cu ITA, orice este ITA e inflamație, ELA, ăsta nu pare neapărat de bun augur, dar a fost descoperit în niște spitale, niște legionari, niște veterani din legiuni franceză sau alte tipuri de legiuni, au fost internați și mai mulți au dezvoltat o boală asta prin anii 80, dacă nu mă înșel. Ce se întâmplase este că filtrele acelui spital nu au fost bine curățate și atunci această bacterie, care până atunci nu prea deranja pe nimeni, uite, a căpătat relevanță statistică și așa am descoperit noi legionela. Da, chiar da, auzisem de. Deci aerul condiționat, nu că te răcește, te poate infecta. Aoleu. Asta nu e bine. De-aia e bine să îi faci, să-l umpli cu freon și să îl cureți. Îi curățăm filtrele. Da, da, și îl dezinfectăm, că există și spray-urile alea de dezinfectat aerul condiționat. Funcționează? Sunt bune? Nu prea știu despre ce este vorba. Știu că ce ai de făcut este să scoți filtrul, să-l speli sau să-l înlocuiești. De ce sfânt ritualul ăsta? Da, ok. Bine că am aflat. Nu prea mai văd bine și mănânc morcovi. O să mi se repare vederea dacă mănânc morcovi? Există celulele astea cu conuri și cu bastonașe. Bastonașe sunt... cele care te ajută să vezi noaptea, e ca și când ești în baston și așa, exact. Rodopsina, precursorul acesta de vitamină A, sunt morcovul te ajută să ți îmbunătățești vederea, dar dacă problema ta este un glaucom sau o problemă de cristalin, poți să mănânci câți morcovi vrei. Mie mi s-a înrăutățit vederea în ultima perioadă, dar am pus-o pe seama faptului că stau în monitoare foarte mult timp, pe telefon, pe laptop, pe televizor, pe calculator, aproape 3/4 din zi o mă uit la ceva. Ai diagnosticat cel mai probabil corect, pentru că acomodarea, tragerea cristalinului pentru aplatizare sau bombarea sa
presupune funcționarea unui mușchi. Și știm că dacă nu-l antrenăm suficient, deci dacă vom sta cu ceva foarte aproape de ochi, ceea ce se întâmplă cu copiii în ziua de azi care au telefoane mobile, vom ajunge la o neadaptare a acestor mușchi ciliari, circulari, și vom vedea din ce în ce mai prost. Da, deci viitorul sună bine din perspectiva asta, între ghilimele. Și mai aveam o fază că îmi plăcea să mă strâmb în oglindă când eram mic. Făceam cu ochii așa, mă uitam cruciș și... E, uite, asta e un mit frumos. Bunica mea spunea, nu mai faci așa că ți se slăbește mușchiul și după aia o să ai strabism și te uiți strâmb. Da, ăsta e un mit. Adică trebuie să ai un mare ghinion să rămâi așa, deci nu. E un mit, strâmbați-vă cât vreți. Ok. Trosniți-vă degetele. Abia aștept să mă întorc la oglindă. Medicul Bogdan Ivănescu este și colegul nostru de la Digipedia, e în direct acum la Digi FM. Mai am și eu o problemă, asta chiar e a mea, când ți se zbate ochiul. Da. Sau mai rău, când te trezești noaptea în chinuri pentru că ai o crampă la picioare, mai exact la gambă. E de la lipsă de magneziu sau e de la altceva? E de la lipsă de calciu. Calciu? Da. Am trăit în mizerie și da, minciună. E bine că ai luat magneziu. Cu siguranță a ajutat ca placebo. Crampele se datorează în eminamente deficienței de calciu. Oh, wow. Și poți să iei... Nu e neapărat nevoie să pisezi coajă de ou. Asta era un paleolitic. Acum poți să iei suplimente ce se găsesc pe piață. Și dacă... Ți se zbate ochiul, depinde de ce ochi, că dacă ți se zbate ochiul, băi, unul e de bine, unul e de rău. Mie, când mi se zbătea ochiul, și spuneam, mamă, mi se zbate ochiul ăsta de toată ziua, am avut probleme cu el. Fă-i o cruce. Acum fie vorba între noi, lăsând la o parte că, de fapt, motivația științifică în spate a zbaterii ochiului nu este lipsa de calciu, ci faptul că te vorbește cineva. Da. Da. Se făcea de ochi. Și la mine funcționa. Noi știm ideea de placebo, dar faptul că ai ars niște lemn cu niște fosfor în capăt, într-un mediu lichid, apă, într-o cană, că îți trece de ochiul, este ceva absolut halucinant. La mine a funcționat. Eu sunt o persoană hands-on. Foarte... Cum scap de zbaterea ochiului? Cu... Asta cu crucea pe ochi poate să meargă. Nu merge, nu tot timpul. Am merge încercat. Tot nu. Vezi? Dar la fel de bine merge și de ochiul ăsta. Și pentru mine este ceva... Eu lucrez cu studii clinice. Repetăm experimentul, publicăm științific, așteptăm peer review. N-am văzut peer review până acum la de ochi. Dar funcționează. Are legătură probabil cu subconștient? Da, e un placebo. Un placebo. Și de ochiul ăsta, ce trebuie să faci ca să te deochezi? Sunt 7 chibrite pe care trebuie să le aprinzi și le arunci repede într-o cană. Okay. Și dacă vor sta la vertical mai mult de jumătate, înseamnă că era de ochi și o să-ți treacă niște incantații, cât crucile standard. Am fost stupefiat legat de faptul că a funcționat la mine, că m-am simțit imediat mai bine. Nu, fiind copil. Acum nu mai funcționează, atunci mergea. Da. Hai să le spunem celor care ne ascultă că proiectul în care tu ești implicat, pentru că tu ești și colegul nostru de la Digipedia, e singura producție TV devenită obiect de studiu la școală. Deci le povestiți elevilor despre da, ce faceți. Da, e în proiectul național Ora de Știut, face parte, și poți să-ți înscrii copilul la să învețe știință. Opțional, wow. Ca la religie, opțional. Cumva, dacă vrei, vii, dacă nu vrei, nu vii. Cam așa. Ok. Cam așa. Adică, exact asta este ideea, poți să-ți înscrii copilul la Ora de Știut. Iar asta este o șansă și pentru profesori, pentru că au posibilitatea să ia segmentele de emisiune, Digipedia Știință, care tratează un anumit subiect și de obicei tratăm cu cineva care a făcut lucrul ăla. Și se suprapun pe materia studiată la școală, cumva îi ajută să înțeleagă mai bine anumite lucruri, pentru că e vorba de o probă practică. Adică îi demonstrezi teoria... pe care au primit-o la școală, în ceva practic, o aplici. Uite, am vorbit cu Mihai Mărgineanu, care, în afară de cantautor și interpret, este și pilot. Da. Și am vorbit despre știința zborului, de ce stă avionul în aer și aici sunt... Deci poate profesorul să ia și să, uite, avem explicația dată frumos pe înțelesul vostru copii aici. Noi, abordând atât de multe subiecte, uite, de exemplu, în emisiunea de mâine,
de vineri de la ora 21 pe DigiWorld, o să discutăm despre AI și mai ales despre ecografia cu AI, cu inteligența artificială. Wow! Da, adică sunt niște subiecte care sunt la zi, la modă și care ne vor însoți toată viața de acum înainte. De acum înainte, da. Bogdan, mulțumim tare mult, Vlad, îl mai chemăm pe Dr. Mit. Mi se pare că ne-ar mai fi trebuit cel puțin o jumătate de oră. Toate lucrurile. Mai vii pe la noi? Mai vin, dar vin mai devreme de o lună, nu pot, pentru că sunt undeva prin Himalaya. Oh, wow. Dar ne auzim, sperăm apropo după. Apropo de călătorii, unde ai merge azi? Prin Himalaya. Ok. Mersi. Mulțumim din suflet pentru că ai venit alături de noi. Îți dorim succes cu emisiunea și fii atent că ne-ai promis după o lună o să te sunăm pentru că mai vrem să discutăm cu voi. Cred că și ascultătorilor le place și o să implicăm mai mult în discuție. O să-i anunțăm cu o zi înainte să vii ca să pregătim un set de întrebări și de la ei. Foarte tare ideea. Mulțumesc de invitație și ne auzim. Perfect. Vlad Craioveanu și Oana Zamfir de partea bună a dimineții, de luni până vineri, de la 7 la DGFM Music Radio.